Care sunt cele trei tipuri de vagin pe care bărbații le urăsc cel mai mult? Te-ai întrebat vreodată dacă există anumite caracteristici ale vaginului care pot deveni o adevărată moarte a pasiunii pentru bărbați? Astăzi vom explora aceste aspecte controversate și vom discuta deschis despre preferințele și repulsiile bărbaților în ceea ce privește anatomia feminină. Așa că fii atent la detalii, pentru că informațiile pe care ți le oferim astăzi sunt atât educative, cât și ușor provocatoare. Vaginul prea larg. Unul dintre tipurile de vagin care pare să creeze disconfort major bărbaților este cel perceput ca fiind prea larg. Mulți bărbați asociază strâmtoarea vaginului cu plăcerea sexuală sporită, iar un vagin perceput ca fiind mai larg poate să nu ofere aceleași senzații intense în timpul actului sexual. Femeile pot îmbunătăți tonusul muscular prin exerciții Kegel, care nu numai că întăresc mușchii vaginali, dar și sănătatea pelviană în general. 2. Vaginul cu pH dezechilibrat. Problemele de sănătate, cum ar fi un pH dezechilibrat, pot duce la mirosuri neplăcute, ceea ce poate fi perceput ca un disconfort pentru parteneri. Este vital ca femeile să fie atente la sănătatea lor intimă și să trateze orice problemă care ar putea afecta echilibrul natural al vaginului. Utilizarea probioticelor și a produselor de îngrijire specializate poate reechilibra pH-ul, îmbunătățind sănătatea vaginului și calitatea vieții sexuale. 3. Vaginul neîngrijit. Igiena este crucială, iar un vagin care nu este îngrijit corespunzător poate fi extrem de neprielnic. Bărbații pot fi foarte sensibili la aspectele vizuale și la igiena partenerelor lor, astfel că neglijarea igienei personale poate avea un impact negativ serios asupra atractivității. O rutină constantă de igienă intimă nu doar că previne situațiile neplăcute, dar și sporește încrederea în sine și face ca intimitatea să fie mai plăcută pentru ambele părți. Și dacă încă nu știi care sunt cele patru tipuri de vagin care nebunesc orice bărbat, află acum din acest video. Ne vedem acolo!